Bun, venit la un nou demo astăzi cu un joc numit I Am Bread, la care s-ar putea să fi văzut deja review-ul și să-l fi citit pe GamesArena.ro, pentru că am pus cam aiurea acestei emisiuni. Trebuia să fie asta trecut, adică în loc de Pacapong, dar încurcări și altele. Dar hei, I Am Bread! Ce este I Am Bread? Este un joc la care tu ești pâine, literalmente pâine, o felie de pâine. Da, tu acum ești pâine! Sau poți fi o baghetă, sau poți fi mai multe chestii, hai să vedem. E până și marmeladă magică în joc, în cazul în care vrei ca să ai marmeladă magică. Haideți să luăm... ce să luăm? Tutorialul, din păcate, nu funcționează. Nu știu exact ce, trebuia să bea un tutorial cu pivniță în care puteai să joci și să înveți cum să joci, cam ce trebuie să faci, dar la ora actuală e nefuncțional. Avem în schimb story mode, free roam, avem rampage la care ești o baghetă, avem bagel race la care ești un covrig, o gogoașă aproape, avem cheese hunt la care trebuie să vânezi brânza, încă n-am neblocat aia, și avem zero G la care ești în zero gravitație și trebuie ca să zero gravitezi. Hai luăm... Hai, luăm story mode la început cu... Hai cu primul nivel. Pe care l-am terminat cu rangul E, fiindcă abia la final, când apăsam panicat pe buton, mi-am dat seama că trebuia să apăs pe anumite butoane ca să poți să ies din toaster. Bine că nu este ca să... Mai înainte să vă explic care este ideea. Un individ îl cheamă... Cum îl cheamă? Mr. Merton. Se tot duce la un psihiatru pentru că tot are impresia că cineva intră prin casă și vandalizează casa și lasă în urmă așa o bucată de pâine. Ce nu știi este că pâinea în sine face asta. O bucată de pâine conștientă, care are un singur obiectiv în viață, să devină pâine prăjită. Obiectivul este, vedeți, acel toaster din distanță. Se poate vedea clar în nivelul ăsta că emană căldură. În alte nivele nu. În alte nivele trebuie să găsești alte metode pentru a deveni pâine prăjită. Nu v-am arătat încă opțiunile video. Motive necunoscute. Gamepad-ul văd că merge pe ambele direcții cu una singură. Settings. N-ai. Poți controla ori cu gamepad-ul, ori cu tastatura. Ambele sunt cam în egală de măsură de... aiurite. Ai practic 4 butoane. Câte unul pentru fiecare colț al pâinii. Mai e câte un buton pentru a putea bloca colțurile, dar dacă le blochezi, dacă le ții apăsate ca să poți pivota pe ele, să le ții lipit pe loc de ele, îți va scădea acel grip meter, care le vedeți în partea de sus. Iar în partea din stânga aveți un comestibilitate meter, un metru pentru cât de comestibil este pâinea. Obiectivul este sigur ca să ajungi până acolo, dar mai ai câteva alte obiective. Spre exemplu, dacă nu mă înșel, acolo cred că este unt. Hai să vedem dacă este acolo cumva sau nu unt. Pivotăm pe partea asta. Nu, invers. Ademet, am picat în gem. Vreau să iau gemul după. Nu e destul ca să devii pâine prăjită, pentru ca să devii pâine prăjită într-un anumit fel. Adică să fii gustoasă, să ai gust. Și fiecare nivel va avea diverse elemente pe care te poți baza pentru a deveni mai gustos. De exemplu, aici este un unt pe care aș vrea ca să-l accesez ca să mă pot să devin așa mai gustos. Aș vrea ca să pun și alunele alea sau ce sunt alea. Ok, cred că am luat ceva unt pe mine. Da, am luat ceva unt. Ok, am luat și câteva din chestiile alea. Hai, mai luăm niște gem. Haideți să mai iau niște unt, niște gem. Ideea este că aceste chestii pe care le aplic acum pe pâine nu doar că vor avea un efect asupra scorului final, dar au un efect fundamental schimbător asupra modului în care voi parcurge nivelul. Spre exemplu, am făcut cam o greșeală pentru că am pus unt pe două părți. Pentru că dacă am pus unt pe două părți, voi fi foarte alunecos. Și în unele cazuri nu e bine să fii alunecos dacă vrei ca să stai lipit de anumite lucruri, să... cum spun, să... Să nu aluneci ca naiba, dacă pot folosi expresia asta. Pentru că în multe cazuri te vei baza pe ideea că mă trebuie ca să rămân lipit de ceva, fiindcă acest grip meter va expira, adică puteți vedea că va expira și când expiră vei pica. E foarte util să fii plin de gem atunci când, eu știu, mergi pe pereți, pentru că vei aluneca în jos pe perete mult, mult mai lent. Hai, cred că am pus destul, hai să pivotăm înapoi. Da? O, da, avem o suprafață. Suprafața, pe de-o parte, este foarte... Așa, una este... Așa, bun.
Pe o parte sunt foarte alunecos, pe o parte sunt nealunecos deloc. Așa cum vreau ca să dărâm acest scaun, să aștept că se skateboardul. Cu skateboardul nu am avut prea mult succes momentan, adică nu-l pot, nu știu exact cum îl pot controla. E un șoc bazat pe fizică făcut de cei care au făcut Surgeon Simulator, adică este un simulator de... Haide. Simulator, cam la fel de mult ca Surgeon Simulator. În sensul că simulează mai mult fizica, într-un mod destul de anapodă de a spune că simulează fizica. Hai cu scaunul ăla, perfect, am pus acolo. Furnici. Acum aș putea să... Oh, ok, vedeți, mi-a expirat grip meterul, dar pentru că sunt alunecos, pentru că sunt lipicios, adică pe o parte înseamnă că am putut să trec acolo, ok. Dar încă am rămas blocat în scaun acum. Hai, ridică-te. Hai, încă puțin. Vă puteți imagina că ăsta este un joc făcut ca să dea bine pe YouTube, în mare parte. Cum era Surgeon Simulator. Nu este un joc serios, nu e unul care să aibă din calea afară de multe mecanici super complexe, dar se descurcă bine cu ceea ce are. Acum aș avea ca opțiune, cred, ca să iau acea bucată de șuncă, dar sunt prea multe furnici pe aproape, așa că hai mai bine să nu. Controlul jocului este foarte anapod, adică este random pe cât de random se poate. Este extrem de aleator. Nu permite precizie extremă. Asta e ce vreau să spun. Ok, acum că sunt pe partea alunecoasă, hai să merg mai rapid până la frigider sau... Nu pica, nu aleneca. Pivotăm până acolo. Așa, haide, pivotăm pe dreapta. Hai, dărâm mai pe spate. Că vreau să ajung la perete sau la... Ok, hai. Acum pivotăm așa. Left, ok, m-am prins cu stângul. Nu prea mai am, haide, nu prea mai am grip, nu prea mai am aderență. Hai că m-am prins bine, ok, bun, hai. Ok, stau bine acolo. Hai acum să merg mai departe. Dar văd că-s blocat cumva. S-au blocat semințele alea. Haide, deci stânga. Nu, dezastru mondial. Așa. Ok, asta a fost un dezastru complet. Nu știu dacă o să pot să ajung până sus, dammit. Ce puse atât de bine, nici puse grozav, e mult prea înalt. Hai, așa. E mult prea înalt frigiderul ca să mor pe frigider, așa că o să mor pe chestia asta. Așa. Dreapta iar, trebuie ca să evit apa, dreapta iar și trebuie pe partea, așa urcă acolo, iarăși fizica este complet aleatoare. Ok, bun. Sunt pe partea alunecoasă, așa că ar trebui să fie ușor ca să merg mai în față, merg așa tip, nu, aluneca iar, iarăși. N-a fost o idee tocmai genială ca să mă ung atât de mult cu acel unt sau margarină sau ce era. Ok, left. Ok, acum sunt pe partea alunecoasă, înseamnă că o să mă mișc mai deloc. E chiar bine că am nevoie de precizie. Dacă pic în apă, nu mai am cum să termin, îmi va da game over automat. Pentru că cine mai face pâine prăjită din pâine care a picat în apă? Serios, nici măcar pâinea însă și nu se va face asta. Teoretic, dacă aș fi suficient de alunecos și cu suficient de multă fâlfâială, aș putea să sar direct pe partea elalta. Poate chiar e o metodă de a sări direct până acolo. Știu că cu skateboard-ul puteai să ajungi până la toaster, dar e un proces foarte dificil. Ok, să vedem dacă putem să facem manevra dama cu camelii. Pam! Nu? Hai. Oh, băi. Ridică-te, Ioane! Hai. No. Ridică-te! Hai, pivotează odată! Hai. Așa, m-a ridicat măcar mai puțin. Trebuie să mă ridic pe partea alta. Left trigger. Trebuie să fiu oarecum o carcație ca să știu ce să cum trebuie. Adică seamă într-un fel cu Octodad.
Haide. Nu! Așa, așa. Hai, încă puțin, încă puțin. Hai că mai avem puțin. Oh, cât de aproape eram. Cât de aproape eram din nou să pic, iarăși mult prea alunecos pe o parte, mult prea alunecos. Hai, punem aia. Ok, jocul ăsta este intens. Foarte intens. Comestibilitate sub... nu o să iau o notă bună deloc, dar poate compensez prin gust. Ok, acum vreau să mor pe ăsta. Pe cuptorul cu microunde. Cred că aș putea ca să-l deschid ca să mă... să devin pâine prăjită în el, dar... hai de dragul de a fi tradițional, hai să ne urcăm invers. Nu, invers, invers am zis, du-te invers. Băi, doar și ai mers ca să te dau invers, acum nu vrei. Iarăși fizica este foarte aleatoare, foarte aleatoare, foarte. Înseamnă controlul e cam bizar. De fapt, cred că știți deja că v-am spus în review sau o să vă spun în review. Nu știu exact când fac asta, adică ar putea fi anul 2015 acum pentru mine sau anul 2030. Și sunt în viitor și vă spun acum ce am făcut în trecut. Ok, dreapta. Left button. Left trigger. Right trigger. Așa, ne-am urcat pe farfurie. Așa. Ok, stai. Nu, sări iar. Asta vor fi ala. Mai fi. Opa, opa, opa. Apa, încă unul. Apa, upla. Bravo, bravissimo. Excelente. Muy grande. Nu, nu, nu. La limită. Asta a fost la limita, limita posibilă, a limitelor posibile. Hai dreapta. Ok, acum suntem, da, acum suntem ok. Suntem ok, acum nu prea mai avem ce spățim rău. Hai, poate pot să ajung direct. Ok, acum chiar avem ce spățim rău pentru că am deviat foarte mult. M-am întors aproape. Hai, prinde-te așa. Așa, a picat bine, a picat bine, a picat chiar foarte bine. Acum trebuie ca să mă urc în toaster. Hai, pică, pică bine, pică bine, așa, pică bine. Nu ricoșa! Ricoșează foarte mult când este unsă pâinea. Nu, chestia dreapta. Dar nu prea se mișcă deloc atunci când este unsă. Adică deloc, deloc, deloc. Hai, urcă. Ok, nu vreau să urce. Hai. Poate, dacă pivotez pe partea asta. Nu, nu vrea. Am uns-o prea mult, prea mult gen pe o parte și prea puțin pe alta. Facem asta atunci. Pivotăm pe partea asta. Și ne urcăm cu stânga. Acum cu dreapta. Și prindem acolo. Și ca să intrăm fix așa pe orizontală. Ok, hai că ne apropiem. Suntem aproape, suntem foarte aproape. Doar ca să mă rotez suficient de mult încât să... Ok, foarte bine. Hai, încă puțin, încă puțin, încă puțin. Iar și un joc foarte intens. Camera ocazional mai arază, dar este un joc foarte intens. Să nu pic. De ce nu pici? Hai, hai, hai că poți, hai că poți. Nu! Ai picat în partea greșită. Păi ne-a furisit, mă faci de râs. Ok, right trigger. Hai, pivotăm înapoi în sus. Hai și cu left trigger. Hai cu left trigger. Iar și pâinea furisită mă faci de râs. Hai, hai, urcă sus. Hai, urcă, hai că poți, hai că poți. Hai, urcă, hai că ai putut să urci mai devreme. Hai. Right sus. Bine că nu pot să pățesc ceva rău stând aici, adică nu pot să pic de tot dacă rămân fără grip. Dar am rămas fără grip. Nu, am zis invers. Că am vrut să vezi care e care atunci când camera nu este fix pe pâine. Ok, hai. Trigger, trigger, trigger. Ok. Poate dacă pot să fac cumva un... Ok, o să fac un body slam de pe perete. Deci astea două activate. Nu, am activat ce îmi trebuia. Astea două activate. Sus. Apla. Upla. Am nevoie de mai mult ade... Așa. Așa.
No, n-a mers. Camera nu ține cu mine. Hai că am reușit mai devreme. Am reușit ca să termin faza asta mai devreme anterior. Așa, hai că suntem pe felie. Va felie este... Eu sunt felia. Faptul este pe mine, deci... Dar pe felie suntem. Nu, fapt, este pe felie. Eu sunt felia. Nu! Ah. Iarăși este un joc foarte exasperant. Nu este făcut să joci asta așa când vrei să te amuzi, când vrei să te relaxezi, adică nu. E un joc făcut din ca să exaspereze populația. Ah, ok. Încă puțin și o să iau la fugă de tot de aici. Deci un sfert de oră deja jucăm chestia asta. Ah, hai să intrăm în toaster. Deci, dreapta, stânga. Stânga, dreapta iar. Hai, că putem, hai că intrăm, acum intrăm. Acum, de ce nu intri? Ești fix. Ești cu... E atât de enervant încât am devenit Donald Duck. Atât de enervant încât... A, pentru că sunt pe partea... Partea cu gem. Și nu are... Are prea multă aderență. Ok, hai o invertim atunci. Hai o invertim. Că de mult pot să o învârt, adică... Fără acuratețe niciun fel. Am ajuns cam înapoi unde eram. Acum se mișcă măcar, da. Se mișcă numai pe direcția care trebuie. Da, așa cum o să pice cu siguranță. Ok, hai în pivotăm iar cu right trigger. Right iar... Dacă pot spune left-ul ăla acolo, da. Invers. Ok, suntem aproape unde trebuie. Hai că poți, hai. Hai că alunecăm în jos. Bun, hai. Stânga. Nu, alelei. Iarăși. Este un joc foarte exasperant. Cu cât ai mai multe chestii pe tine ca să fii mai delicios, ca să ai un scor mai bun la final, cu atât e mai greu să intri acolo. Să te manevrezi în general. Foarte irritant când faci asta. Irritant. Haide. Dreapta. Stânga. Hai. Dreapta. Iar controlul iarăși mai are câteva mici deficiențe. Cum ar fi că... Știți cam la fiecare joc de acțiune-aventură care merge cu tastatura? Atunci când schimbă camera, păstrează o anumită direcție de mișcare și ajungi să pici într-o gaură sau ceva genul. Sau schimbă direcția. Ăsta va păstra mereu direcția chiar dacă tu schimbi sensul. Asta îl face chiar foarte enervant. Adică se va roti în continuare în direcția sa inițială în loc ca să meargă într-o direcție care chiar ți-e utilă. Acum habar n-am în ce direcție sunt. Haide. Oh. Cred că cea mai deprimantă chestie pe care o puteți dea cu putință la... pe internet acum. Adică un om încearcă să intre cu o pâine într-un toaster. O să facă ceva util pentru societate. Sau măcar ceva inutil pentru ceva orice. Ok, hai. Hai că intrăm. Yes, ok, hai. 3, 2, 1... Pam! De, ok, am avut un scor mai bun. Half-baked, nu-i nimica. Deci, delicios, 600 de delicios, calitate 72, dar comestibilitate 43, deci e delicioasă. Acum, back to my menu, că vreau să vă arăt alt mod de joc, ce mai neblocat până acum. Free roam doar alege colo-colo, adică nu e mare scofală, dar Rampage. La Rampage ești o baghete, francizesche și scăpitevi este că se distruge lume, se fictulu, ceva genul. Diferența dintre o pâine și o baghetă este că o baghetă are doar două capete, doar două colțuri și trebuie ca să faci asta. Nu-ți pasă de comestibilitate, îți pasă doar ca să faci prăpăt totul ca o baghetă ce ești. Parcă fi o pisică. Se aseamnă foarte mult cu Cat Simulator ăla, care din câte am înțeles, parcă luase extrem de mulți bani pe Kickstarter.
Dacă vă întrebați ce merge atât de oribil, e pentru că jocul simulează acum fizica pentru fiecare chestie care o vedeți, adică fiecare farfurie, fiecare sticlă, fiecare din asta. Și sunt hard body că astea, cum se spune, coliziune, adică vedeți și chipsurile alea sunt simulate. E ceva ce un Q6600 nu duce atât de bine. Adică, serios, e vechi sărmanul proiectului. E quad-core, dar e primul quad-core făcut de Intel, adică primul. Pot doar ca să-l ajut păstrând un anumit nivel de asta de vizibilitate mai scăzută. Poți chiar să iei combo-uri, adică dacă înălânții mai multe dese crash-uri, de lua un combo. Dar poți să piși pe jos, nicio problemă. Mi-am amintește oarecum de jocuri făcute ca cele de... Parcă Blur, să-i spunea studio-ului. Nu, Flashbang Games, cum ar fi... am zis... Iar așa, acum îi dau un smerg în spate, nu merge în față el, așa. Cum ar fi Minotaur într-un magazin de farfurii de cenă și de porțelan. Cam aceeași idee de joc. Doar că era mai amuzant, adică... Ok, bun, fac asta, dar... E vreun clasament, general, adică... Asta nu prea are haz. Modul ăsta. Ok, bun, sunt toate ale multe, dar am timp limită, am o chestie care se controlează ca naiba. Nici măcar nu e cum era Cat Simulator, ca să am măcar o pisică ce poți să controlezi foarte bine, în mod constant, fără nicio problemă. Poți să o azvârl, adică dacă... Modul F, da, Smash doar 22. Play again, nu mai e bine, nu. Poate dacă... Dacă reușesc să fac trucuri, cum ar fi să balansez mai bine cu o viteză mai mare, atunci... Da, ar fi mai interesant modul ăsta de joc, dar... Așa cum e... Chestia, încă nu mi-au apărut trading cards în el. Deși spune că le are. Și aparent Rampage mod a fost revamped. Acum... Cred că trebuia revamped și mai mult. Asta a fost tot pentru acest demo al lui Iron Bread. Nu vreau ca să lungesc mai mult. Nu vreau să întind pâinea. Nu există expresia asta cu întinsul pâinii. Este întins coarda. Îl găsiți pe Steam până pe data de 16 la prețul de vreo 9 euro. Părerea mea, când o să scadă la 3 euro, da, garantat, îl puteți da cadou cuiva să se amuțe jumătate de oră, apoi să uite de el. Sincer, Surgeon Simulator era mai amuzant și e făcut de aceiași oameni. Acolo măcar aveai, cum spun, un obiectiv mai direct, mai... Era mai tâmpit. Era mai tâmpit în... Ca permisă să este, da, mai tâmpit, dar ăla era mai... Ai, cum să vă spun... Puteai să faci chestii mai rapid, mai murdar, era o cursă, era un trecer aici... Ar putea fi și aici, dar... E prea complex pentru binele său, în părerea mea. Adică cu gem, cu unt, cu arahide, cu... Iarăși, dacă vreți ceva bizar, o tâmpenie colosală, să vă amuzați prietenii, de ce nu? Adică s-ar putea întâmpla chestii mari ale. Adică în nivelul ăsta trebuie ca să faceți pâine prăjită ori ducându-vă până la celere show și pornindu-l sau până la televizor și pornindu-l, că e un televizor vechi, care degajă multă căldură, este acolo gem, este acolo unt, e de toate. Asta a fost tot. Voi reveni cu cred că Victor Vran, care este acel joc și seamănă foarte mult cu asta, cum îi spune, Van Helsing. Asta a fost tot. Ne revedem atunci. La revedere.